Mehedințenii încep să lucreze. Cel puțin așa reiese dintr-o statistică a AJOFM care arată că rata șomajului este în scădere în județul nostru. Astfel, comparativ cu sfârșitul lunii aprilie 2016, când rata șomajului a fost de 10,54%, se poate constata că în aceeași perioadă a lunii mai, aceasta s-a diminuat cu 0,25% până la valoarea de 10,29%. Din totalul de 11.799 de șomeri, 2.869 sunt șomeri indemnizați, șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj pe diferite perioade de timp, asta înseamnă 24,32%, iar diferența de 8.930, respectiv 75,68%, sunt șomeri neindemnizați. Dintre aceștia, aproape în totalitate, marea majoritate sunt persoane care sunt înregistrate ca fiind beneficiari al legii venitului minim garantat, legea 416/2001. De asemenea, avem și o structură a șomerilor înregistrați în funcție de domiciliul de proveniență. Cu domiciliul mediu urban avem 2818 șomeri, asta înseamnă 23,88%, iar 8981, respectiv 76,12%, sunt șomeri care domiciliază în mediul rural. Cei mai mulți dintre șomeri se află în mediul rural ca urmare a necreierii condițiilor necesare pentru deplasarea într-un oraș, astfel cheltuielile determinate de utilizarea mijloacelor de transport și posibilitățile de cazare sunt factorii care îi determină pe șomerii din mediul rural să nu își caute un loc de muncă.